Bună dimineața din Capri! Am ajuns în gara Napoli Centrale. Nu prea este un loc kids friendly, nu este prietenos cu copiii deloc. Suntem în feribotul care ne duce spre Capri. L-am luat din portul Vezzarello, din Napoli. Transportul în comun este aproape inexistent. Sunt extrem de puține obiective turistice și cocktailurile sunt în jur de 24, 26, 30 de euro. Întreaga noastră experiență a costat 200 de euro. A meritat totul până la ultimul cent. Hai, venim! Bună dimineața din Capri! Am ajuns în locul ăsta atât de iconic și atât de cunoscut pe pământ, încât suntem atât de încântați și atât de fericiți. Abia așteptam să deschid camera și să vă iau cu mine în călătoria asta atât de frumoasă. Insula Capri nu are aeroport, așa că pentru a ajunge aici a fost nevoie să luăm un zbor de la Cluj la Roma. Zborul a fost cu Wizz Air și ne-a costat 153 de euro pentru amândoi. Am aterizat pe Fiumicino, iar pentru a ajunge în Roma am avut nevoie să luăm un tren. Trenul ne-a costat 30 de euro și a fost de la Fiumicino la gara Termini. Am luat o noapte de cazare în Roma pentru că am ajuns foarte târziu, iar a doua zi de dimineață, din gara Termini, am luat tren de viteză spre Napoli, care ne-a costat 95 de euro. Am ajuns în gara Napoli Centrale, unde pentru a ajunge în port și a lua feribot am avut nevoie de a lua un alt mijloc de transport. A fost un autobuz care a fost 10 euro pentru amândoi. Suntem în feribotul care ne duce spre Capri. L-am luat din portul Vezzarello, din Napoli. Biletele ne-au costat 57 de euro, iar durata drumului cu feribotul este undeva la vreo 45 de minute. Este un feribot destul de mare, este plin, foarte aglomerat. Este un feribot închis, deoarece este unul de viteză și nu are nimeni voie să stea pe punte sau deasupra. Cum spuneam, o să facem undeva la 45 de minute traseul, iar frecvența feribotului este undeva la vreo o oră, sunt mai multe companii, dar cam atât frecvența între ele. Odată ce am ajuns pe insulă, am constatat că transportul în comun este aproape inexistent, poți apela doar la taxiuri, iar relieful din insulă pune la foarte multă mișcare, fiind foarte multe scări și diferența de nivel fiind foarte mare. Așa că cele mai multe locuri sunt accesibile doar pe jos și sunt unele străduțe unde poți lua taxiuri. Am văzut și câteva busuri micuțe, dar nu le-am găsit programul sau orarul, așa că nu știm nimic despre ele. Odată ce am ajuns în Capri, am văzut că distanța din portul Capri până la hotel e undeva la vreo 25 de minute de mers pe jos și am luat decizia să mergem pe jos. Dar nu am dat seama că sunt 25 de minute de mers înclinat și de cărat bagajele pe scări. Am ajuns transpirați după mai bine de 25 de minute la cazare. Faptul că ne-am hotărât să venim pe jos până la cazare ne-a epuizat. Am văzut când urcam că sunt tot felul de mașinuțe dintre astea foarte, foarte mici. Pentru străduțele astea înguste. Și ne-a părut destul de rău că n-am găsit una, nici nu știam de chestia asta că se poate, dar am observat că ei lucrează cu fiecare hotel în parte sau cu fiecare pensiune, deci probabil că ar trebui discutat înainte la hotel cum se face transportul de la feribot până la cazare. Este prima piață pe care o vedem de acest gen și este atât de drăguță, atât de pitorească, atât de reprezentativă pentru Italia și este pe o străduță foarte, foarte îngustă. Uitați și mașinile de care vă vorbeam, că acum s-au întâlnit două. Sunt atât de drăguțe, cum sunt atât de mici, transportă alimente, marfă pentru magazine. Și ele două așteaptă să fie duse la treabă, fie puse la muncă. Cred că cea din față este frigorifică, cred. Nu cred că putem spune despre Capri că vii aici ca într-o destinație în care alergi după a vizita obiective și a face cât mai multe opriri la tot felul de monumente și să faci foarte multe activități. Vii mai mult aici pentru relaxare, să te bucuri de mare, să te bucuri de terasele din jurul mării, pentru că sunt o mulțime. Vii să te bucuri de liniște, vii să te bucuri de natură, pentru că este impresionant cum stânca asta a devenit atât de populară între turiști și se spune că a devenit populară pentru că Tiberius, împăratul roman, a venit aici în ultimii ani de viață și și-a făcut o vilă
vilă spre care ne îndreptăm și noi acum. Ca un mic tip de călătorie, ca să nu dai foarte mulți bani pe cazarea în Capri, pentru că este mai scump decât ce găsești în zonă, cei mai mulți turiști aleg să meargă să se cazeze în Sorrento și din Sorrento vin în Capri cu un ferryboat sau cu bărcuțe mici, nu contează. Sunt foarte multe bărci puse la dispoziție turiștilor, iar distanța este scurtă, undeva la vreo 20-25 de minute și merită mai degrabă să vii aici, pentru că veți găsi cazări mult mai ieftine și mult mai drăguțe și mai mari în Sorrento. Haideți să vă arăt puțin și camera noastră de hotel, de fapt este o pensiune. Villa Sara se numește, o găsiți pe Booking, noi acolo am făcut rezervare. Avem și mic dejun inclus. Așa arată dormitorul. Este destul de micuț, dar este suficient pentru ce avem noi nevoie. Avem aici un dulap care ne punem lucrurile și un safe pentru chestiile de valoare. O baie foarte, foarte mică, cu un duș mic și din păcate nu avem balcon pentru că, așa cum vă ziceam, cazările sunt ceva mai limitate în Capri. Însă este drăguț și holul pensiunii arată foarte bine. Am avut parte și de un mic dejun care nu este așa de bogat cum îl găsești la noi sau cum îl găsești în alte țări. Însă ai tot ce trebuie pentru a-ți începe ziua bine, mai ales că o să-ți facă și o cafea foarte, foarte bună și aia merită mult. Trecem acum pe lângă o grădină care are foarte mulți portocali. Văd niște portocale mucegăite, putrezite în copac. Tare mult mi-ar fi plăcut să mănânc eu una de acolo. Uitați că sunt și mai mici, mai verzi. Și niște lămâi care sunt plini, plini, plini. Tocmai a căzut o lămâie din copac, nu știu dacă s-a auzit, dar a fost foarte drăguț. Se știe despre lămâile din Sorrento că sunt cele mai faimoase din Italia și din ele se fac celebrul limoncello, celebra băutură, după care Ionuț este nebunit. Sperăm să mergem și la o fabrică de limoncello, pentru că am auzit că sunt câteva aici pe insulă. Ce am observat pe insula Capri este că nu sunt construcții noi, clădiri noi, toate clădirile sunt clădiri vechi sau clădiri vechi restaurate și am observat destul de mult pământ lăsat așa liber și cred că e destul de greu să obții o autorizație de construcție în Capri. Cred că trebuie să respecti normele și designul insulei. Ca arhitectură mi se pare că se aseamănă foarte mult cu Mykonos, pentru că este tot așa o stațiune mai de lux, adică foarte lux, dar nu este atât de luxoasă, adică arhitectura aici este mai bine păstrată, este totul în piatră naturală, lumea nu intervine chimic asupra lor, adică clădirile nu sunt vopsite neapărat, însă arată curate. Designul aici în Capri nu este unul luxos în sensul de opulent, ci mai mult luxos în sensul de natural, frumusețe naturală, păstrează un design extraordinar, evident că reprezentativ pentru insulă. Observăm mulți localnici în Capri, sunt chiar și școli. Am văzut cel puțin una până acum și e așa de drăguț pentru că este situată pe la intersecția unor străzi dintre astea foarte, foarte mici, cum este și în spatele meu. Deci nu vreau să mă gândesc cât ar putea costa o casă în zona asta. Dar din ce am observat ieri la o agenție de turism, ar fi că sunt peste 1,5 milioane de euro. Un pic cam mult. Din ce am observat, Capri este împărțită în două zone. Și avem Capri, unde suntem și noi acum, și Ana Capri, zona care este situată la o altitudine mai mare. Sunt autobuze care leagă cele două părți ale insulei. Sunt și taxiuri care sunt modificate toate și arată foarte frumos, e un design pe care nu l-am mai văzut nicăieri la taxiuri. Așa. E o insulă foarte verde, foarte multă vegetație naturală, foarte multe locuri bine păstrate, grădini de portocali, de lămâi, găsești lămâi la tot pasul și temperaturile evident că sunt pe măsură. Temperaturile sunt extraordinar de mari sau dacă nu sunt mari, le percepem foarte mari, mai ales că suntem într-o continuă urcare și coborâre. Sunt niște trasee fantastice de făcut și pe jos în Capri. Noi ieri am mers în jur de 10 km pe jos
Totul în urcare și în coborâre, am fost extenuați aseară, dar ne-am oprit la un restaurant, am mâncat o pizza și cumva ne-am mai revenit. Puteți spune despre Capri că este o insulă foarte liniștită, nu se simte agitația de insulă, de petrecere, de muzică în continuu, agitație de litoral. Ce mai mult se simte o atmosferă super relaxată în care vii să mănânci mâncare bună, să te uiți la oamenii care trec prin piață și care, apropo, piața Umberti sau Umberto este punctul central al insulei, este locul care este împânzit de magazine de lux. O să găsești aici toate magazinele de modă care sunt foarte influente și în trending. Sunt foarte mulți turiști și în luna iunie și luna iulie este cumva apogeul turiștilor pe insulă. Vin foarte mulți americani, am auzit și ieri o mulțime. Sunt foarte mulți asiatici, sunt foarte mulți și români și are și sens pentru că este o insulă extraordinar de frumoasă. Nu-mi dau seama exact dacă toată lumea stă pe insulă aici, pentru că mi se pare că sunt foarte limitate cazările. Numărul lor mi se pare destul de mic și noi am găsit destul de greu pentru perioada asta și, în mod evident, o consecință a numărului limitat îl reprezintă prețul mai mare. După mai bine de jumătate de oră am ajuns aproape la Villa Giovis, însă nu se poate vizita pentru că este închis și n-a avut nimeni nici măcar cea mai vagă idee să se uite pe Google să vadă că e închis, este în renovare. De fapt, scria pe Google că este renovare, însă nu m-am gândit că nu putem vizita absolut nimic, dar măcar ne-am bucurat de priveliștea asta așa de frumoasă până aici. Tocmai a verificat Ionut și se pare că pe Google scrie că este deschis și că este până la 4 deschisă vila, se poate vizita, însă în realitate este că nu prea. Am ajuns în aproape cel mai vestic punct al insulei Capri, de unde se vede țărmul insulei, dar de unde se vede și coasta amalfitană în spate. Se vede atât partea orașului Sorrento, cât și coasta amalfitană. Nu se văd orașele de pe coasta amalfitană, dar se vede continentul. Și sunt o mulțime de bărci care vin din spre coasta amalfitană, spre Capri și viceversa. Este un trafic de bărci incredibil aici. După cum se vede și în spate, zona în care ne aflăm este foarte stâncoasă, iar jos sunt o mulțime de bărci, deoarece sunt foarte multe grote care merită explorate și vizitate, în unele poți intra chiar sub ele. Unde ne aflăm noi jos este Grota Rosa, chiar lângă este Grota Bianca și le poți explora închiriind tururi cu barca atât din insula Capri, cât și din Sorrento sau de pe coasta amalfitană să vii să vizitezi grotele. Un tur cu barca durează cam 3-4 ore și costă aproximativ 15 euro de persoană. Unele tururi includ și mâncare, sandwich-uri și apă. Cea mai populară grotă din insula Capri este Grota Azura sau Grota Albastră, care este recomandată și este de neratat când ajungi pe insulă. În spatele meu este Chioșco Tiziano, care a fost deschis în anul 1945. Sunt poze pe lateral din 1945 și arată tot progresul chioșcului. De la început a vândut înghețată de lămâie și suc de lămâie și a păstrat locația și a păstrat designul. Cred că au adăugat câteva produse noi cu timpul, dar în rest totul este bazat pe lămâie. Înghețată, sorbet, suc și granita din lămâie. Dar destul cu sucurile, pentru că noi acum suntem în drum spre un restaurant, Il Geranio se numește, și este recunoscut pentru faptul că are o priveliște foarte frumoasă către Il Faraglione, care este foarte aproape de noi. Am făcut rezervare cu 2-3 zile înainte. Am vrut la ora prânzului să fie, ca să fie zi, să avem o priveliște drăguță. Așadar, o să luăm prânzul aici și vă recomand, dacă vreți, să prindeți cina sau prânzul la un restaurant mai faimos, mai popular,
să vă faceți rezervare cu câteva zile înainte. Cam așa arată prânzul nostru, servirea este extraordinară și recomandăm foarte mult să veniți aici, măcar pentru view-ul ăsta atât de frumos. O să găsiți sigur și în meniu ceva să vă placă. Pentru asta noi am plătit 100 de euro și am avut două băuturi și două feluri principale. Am avut înainte și niște pâine pe care am mâncat-o cu ulei de măsline și a fost foarte, foarte bună. Vă reamintesc să faceți rezervare dacă vreți să ajungeți într-un loc așa iconic, pentru că este cerere foarte mare și mai ales acum cum sunt niște luni foarte pline și pline de turiști, chiar este indicat să facem rezervări. Atât de mult ne place atmosfera aici, este atât de vibrantă toată zona, e plină de culoare și de verdeață și de natural, încât ochii noștri se bucură la fiecare pas. Nu pot să spui neapărat că vii în Capri pentru plajă, dar sunt câteva locuri unde poți face plajă. Majoritatea plajelor aici, care sunt și puține de altfel, sunt pline de pietre, cred că doar una, două are nisip, însă tot așa nisip combinație cu pietre. Toată piața centrală, la Piazzetta, este plină de turiști și este plină de magazine de lux. Absolut totul arată impecabil. Mi se pare că au niște modele foarte frumoase și făcute cumva special pentru Capri, pentru că majoritatea respectă tema, respectă culorile insulei și au un design diferit față de ce știam eu cel puțin. Am văzut multe hoteluri de lux cu terase proprii și mi se pare că bugetul pentru o noapte acolo este undeva între 6.000 și 8.000 de euro. Ne-am uitat pe net că eram curioși. Nu am mai văzut niciodată atât de mulți oameni pe metru pătrat care să fie atât de bine îmbrăcați și atât de eleganți. Chiar aș putea asemăna un pic Capri cu Mykonos și aș spune că Mykonos este o insulă pentru distracții, iar Capri o insulă pentru relaxare și cumpărături. Le asemăn puțin pentru că amândouă sunt insule scumpe, cu un climat destul de asemănător, dar esența lor este foarte diferită. Deși este o insulă cu foarte mulți turiști, nu prea am văzut copii, sunt foarte puțini și mi se pare că este destul de greu oricum să te miști cu copiii pe aici, este destul de greu să împingi cărucioarele pe zona asta pavată, sunt foarte multe trepte, sunt foarte multe dealuri de urcat, chiar nu este deloc ușor. Așa cum ziceam, vii mai mult aici pentru relaxare, să te simți bine, să mergi la o terasă, străduțe atât de înguste și atât de simpatice. Aș putea remarca doar că am văzut că nu este chiar atât de îngrijită insula. Desigur că este foarte greu să faci față unui număr atât de mare de turiști. E un lucru care se poate observa cu ochiul liber. Am mai făcut o rezervare zilele astea pentru un restaurant, Da Paulino se numește. Așa că am luat o masă, avem o oră jumătate la dispoziție, deci sper să putem mânca ceva foarte, foarte bun. Și ne place foarte mult locul, este acoperit cu lămâi și este faimos în Capri pentru faptul acesta că peste tot deasupra noastră sunt numai lămâi. Arată extraordinar, mâncarea foarte bună, sunt produse mult mai scumpe față de ce am mai văzut până acum pe insulă. Cocktailurile sunt în jur de 24, 26, 30 de euro. Cafel principal cam începe undeva de la 40-50 de euro și se duce până la 150, am văzut. La aperitive tot așa avem prețurile de la 12-16 euro până la 40-50 și cred că se mănâncă bine. Atmosfera este foarte, foarte frumoasă, sperăm să fie bună și mâncarea, abia aștept. Eu o să-mi iau un risotto cu căpșuni și prosecco și carpaccio de creveți și sunt foarte curioasă ce alege Ionuț, pentru că el e mai picky așa. Și trebuie să vă arăt meniul de vinuri, care este foarte special. Acesta verde este meniul de vinuri, care arată extraordinar de frumos din lemn.
orice loc elegant. Este extraordinar de frumos, dar prospețimea asta a locului cu atât de multă verdeață și lumânările astea care sunt pe fiecare masă sunt din ceară naturală toate. Ce arată extraordinar, se vede că este un restaurant extraordinar de atent cu clienții, superb. Și este o coadă de nu vă zic. Cred că aici sunt peste 200 de mese și un bar și loc de așteptare. Superb, splendid. Până și lampadarele sunt galbene și au lămâi pe ele. Extraordinar. Am avut o cină extraordinară, am avut o experiență extraordinară și cred că a fost în top 5 experiențe pe care le-am avut în toată viața mea și am discutat și cu Ionuț, care e în spatele camerei și la fel, a zis și el că este în top experiențele pe care le-a avut vreodată. Totul a fost foarte frumos, de la servire, deși recunosc că m-a așteptat destul de mult, este foarte multe lume, sunt extraordinar de multe mese. Ziceam la început că sunt peste 200, cred că sunt peste 300 de mese totuși. Toată mâncarea a fost delicioasă, ce am avut eu, risotto cu căpșuni și carpaccio de creveți a fost divin. Și mâncarea lui Ionuț a fost foarte, foarte bună, o porție extraordinar de mare. După ce am mâncat, am mers în camera cu dulce. Thank you so much! Am mers în camera de dulce și am mâncat tot felul de deserturi care au fost extraordinare. Erau ca niște prăjituri făcute în casă, foarte bune. Acum am primit și nota și nu este cu fața, să văd cât a costat. Întreaga noastră experiență a costat 200 de euro. Nu pot să spun nimic mai mult, a meritat totul până la ultimul cent. Mai venim. Ne-ar plăcea să mai venim dacă mai avem timp și mâine. Este deschis doar 5 ore pe zi, undeva între 7 seara și 11-12 seara. Nu poți face rezervări mai mult de 11. Deci dacă aveți drum prin Capri, aici e locul unde să veniți. O nouă zi în Capri. Pentru astăzi o să alegem să ne petrecem ziua în Ana Capri, cealaltă parte a insulei. Pentru a ajunge acolo o să luăm un bus din piața Umberto, o călătorie ce durează aproximativ 10 minute, iar un bilet de autobus costă 2,40 euro de persoană. În Ana Capri ne propunem să vizităm Villa San Michele și centru istoric. Am ajuns la Villa San Michele din Ana Capri. Este un loc absolut superb. Cred că este cel mai frumos loc din insula Capri pe care l-am vizitat până acum. Am apucat să vedem deja o parte din vilă și grădinile ei. Este o vilă care datează de la finalul secolului XIX și, dacă vă vine să credeți, a fost construită de un suedez, Axel Munthi, care era un fizician și era și doctor în același timp. Villa San Michele are grădini în prejurul ei și grădinile au vedere la Vesuviu, la peninsula Sorrentină și mai ales la toată insula Capri, unde poți admira insula Capri în toată splendoarea ei. Totodată, în curtea și în grădinile vilei sunt foarte multe relicve antice care vin din Egiptul antic, dar totodată și piese de colecție din antichitate. Iar grădina este împânzită de flori, de hortensii și de lămâi și de portocali. Este superbă. Biletul de intrare pentru a vizita Villa San Michele costă 10 euro per persoană, iar durata unei vizite cu interiorul vilei, cât și grădinile, durează undeva la 30 de minute. Grădinile sunt impresionante și totodată sunt o oază de relaxare și de liniște. Se aud doar păsările care cântă în copaci și așa adie câte o frunză de lămâi sau de portocal în bătaia brizei.
Este ultima zi în Capri, așa că vreau să tragem câteva concluzii după aceste 4 zile petrecute aici, pe insulă. Capri este o insulă extrem de cochetă, menită pentru relaxare și cumpărături. O văd mai mult ca pe o destinație romantică, mai mult decât ca o ieșire într-un grup de prieteni. În Capri nu veți auzi gălăgie, nu veți auzi muzică la terase, nu veți auzi absolut nimic gălăgios în zonă și, în general, eu l-aș descrie ca pe un loc foarte elegant, foarte sobru. Nu prea este un loc kids-friendly, nu este prietenos cu copiii deloc, pentru că are niște străduțe foarte, foarte înguste și foarte strâmte și foarte abrupte. Noi în prima zi am mers pe jos, cu tot cu bagaje, foarte mult, cred că undeva la vreo 30 de minute, în care am mers doar înclinat. A fost oribil, ne-am simțit tare rău în următoarele zile, eram obosiți, am fost epuizați, mai ales că este foarte, foarte cald. Nu o să găsiți supermarketuri. Noi am văzut foarte puține, în Ana Capri am văzut, cred că 2-3 supermarketuri în care erau mai multe feluri de alimente, băuturi și puțin mai ieftine, însă chiar în Capri, în insulă unde am stat noi, nu am văzut niciun supermarket și erau câteva băcănii, dar cu prețuri foarte scumpe. 2 ape ne-au costat 10,50 €. Pe un prânz, pe o cină, noi am cheltuit undeva între 60 și 200 de euro și poate un pic mai bine, depinde de loc. Acum avem foarte mare noroc cu Italia, pentru că găsești în restaurante mereu pizza. Asta înseamnă că reduci puțin din cost dacă mănânci doar pizza, dar dacă vrei să mănânci și altceva în afară de pizza, este destul de scump în Capri. Vă spuneam și acum câteva zile că este o insulă destul de curată, mă rog, atât cât putem ține curată o insulă care are sute de mii de turiști. În fiecare zi este plin în Capri, dimineața atunci când vin embarcațiunile în port, toată insula este plină, deci este foarte greu să menții un standard foarte ridicat de curățenie. Însă, chiar și așa, putem spune despre Capri că este un loc curat, elegant, care își respectă turiștii. Apropo de valul mare de turiști, seara, când toți turiștii pleacă înapoi în Sorrento, în zona Amalfi sau în Napoli, toată insula este un pic mai relaxată. După 6 o să vezi doar oameni care ies la restaurant, îmbrăcați frumos, care ies la plimbare, și nu mai este nimic așa super aglomerat. În general, este un vibe mult mai elegant și mult mai frumos, mult mai specific insulei Capri. Sunt extrem de puține obiective turistice și dacă vrei să mergi să le vizitezi, trebuie să mergi destul de mult pe jos. Sunt și autobuze, ați văzut că leagă partea Capri de partea Ana Capri, însă ai și de mers pe jos, nimic nu te lasă la obiectiv în față, adică nu ai cum, nu ai unde, pentru că străduțele sunt mult, mult prea înguste. În afară de asta, toată insula este superbă, are o natură extraordinară, are multă, multă vegetație, peisajele sunt pur și simplu deosebite. Nu vei găsi foarte multe plaje, plajele sunt puține și sunt de fapt niște mini golfulețe, care au în general mai mult piatră și nisip, dar nisip într-o proporție mult mai mică. Nu este absolut nicio clădire nouă, toate clădirile sunt recondiționate și ar fi foarte frumos ca și în viitor să rămână așa, pentru că îi dă un farmec autentic și special insulei Capri și arată exact așa ca în revistele din 1980. Evident, suntem în Italia, chiar în spatele meu este Marea Tireniană, se mănâncă extraordinar de bine, nu cred că are rost să mai adăugăm nimic aici. Capri, da, este exact așa cum mi-am imaginat și cred că puțin mai mult. Cu concluziile astea vă lăsăm și noi și ne vedem în câteva zile dintr-o nouă destinație. Și cu acest peisaj ne luăm rămas bun de la Capri, o insulă care ne va rămâne în suflet pentru totdeauna, cu siguranță. Și credem că nu ar fi putut exista un motiv mai bun pentru care să vizităm această fantastică insulă decât acesta cu care am venit.